Make-up artista din Timișoara, Anca Molnar, a pierdut lupta cu cancerul. Tânăra de doar 35 de ani a fost operată pe creier de două ori. Deși a trecut prin clipe extrem de grele care l-ar îngenunchea pe orice om, Anca a stat demnă în fața bolii și a încercat din răsputeri să lupte cu ea. Anca Molnar lucra ca dermopigmentist și make-up artist la un salon din Timișoara. Clientele care îi treceau pragul o iubeau foarte mult. Anca lasă în urmă o familie frumoasă pe soțul și băiețelul lor. Anca a fost operată pe creier în Turcia, iar în această primăvară a fost internată la Spitalul Județean la secția neurochirurgie pentru o complicație postoperatorie destul de comună. Din păcate, marți dimineața, soțul Ancăi a făcut tristul anunț pe o rețea de socializare. Cu durere în suflet vă aducem la cunoștință că astăzi, 11 iunie, Anca Molnar a plecat în ceruri. Cine dorește să își a rămas bun și să-i fie alături familiei, poate veni la priveghi la Casa Mărtoară Angels, situată în Calea Lugojului, începând de astăzi cu orele 18. .00. În mormântarea va avea loc joi la cimitirul din Ronaț, situat pe strada Locotenent Ovidiu Balea, la o oră pe care o vom anunța ulterior, a transmis Claudiu Molnar.